Bun găsit! Proiectul privind modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice prin înnoirea contoarelor nu a trecut de votul Consiliului Local Suceava, mai exact de votul aleșilor PSD. Aceștia s-au obținut, iar primarul Ion Lungu a anunțat că îl va supune dezbaterilor în prima ședință după constituirea noului deliberativ municipal. Primarul Lungu a venit cu mai multe precizări față de o serie de afirmații făcute în campania electorală, prin care se sugera că administrația nu ar trebui să finanțeze operațiunea de schimbare a contorilor. Eu zic că campania electorală a trecut, haideți să ne apucăm de treabă și sigur voi ajunge în această săptămână la București să vedem exact cum stau lucrurile la Ministerul Dezvoltării Regionale, pentru că, așa cum am spus și altă dată, din păcate acești bani vin târziu câteodată în octombrie, noiembrie, când nu mai putem să-i folosim. Eu am ridicat această problemă în luna aprilie la Asociația Municipiilor, primului ministru și viceprim-ministru ne-au asigurat că ne dau banii din timp, voi vedea în ce fază sunt. Dar până una alta trebuie să aprobăm noi acești indicatori și, ca să spulber orice comentarii, am văzut prin campania electorală, îi lăsăm la nivel de campanie, conform legii energiei 325/2006 a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, la secțiunea 2, articolul 26, alinea 3, spune achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel branșament termic într-un SCACET revine autorităților administrației publice locale. Deci noi, ca primării, suntem obligați să suportăm plata acestor contori, la fel și în contractul de concesiune. Aceste lucrări de montare a contorilor sunt lucrări de investiții pe care trebuie să le facă primăria, care este proprietarul acelor bunuri. Ca să nu mai fie niciun fel de discuții, că nu știu care parte le face altcineva, deci sunt lucrări de investiții și conform legii, și așa noi le-am mai pus acum 10 ani în urmă, când s-au pus în 2006, tot pe banii primăriei, sigur, banii aduși la guvern, dar municipalitatea este proprietară acestor conducte de transport distribuție, numai ce se întâmplă în punctele termice, acolo este atributul operatorului. Ce se întâmplă la nivel de scară de bloc este atributul primăriei. Proiectul a adunat doar 13 voturi pentru și 5 abțineri. Cel mai probabil acestea din urmă au aparținut consilierilor social-democrați. La finalul dezbaterilor, primarul Lungu a subliniat importanța acestei investiții în perspectiva achitării unui consum corect înregistrat. Îmi pare rău că nu s-a votat astăzi în Consiliul Local. O operațiune destul de importantă, așa cum am spus, vrem în primul rând să ne asigurăm că cetățenii plătesc ceea ce consumă, iar restul problemelor care sunt pe termoficare sunt probleme ale primării, municipalității, dacă suntem transport distribuție, în egală măsură ale operatorului și ale furnizorului, ale firmei bioenergie. Dar am vrut să ne asigurăm că la nivel de scară de bloc oamenii plătesc exact cât consumă. Sigur, n-a trecut, asta este, voi face lobby pe nou Consiliul Local, voi avea discuții cu toate grupurile de consilieri și sper ca în prima ședință a nouă Consiliul Local să treacă acest proiect, pentru că funcție de el vom primi finanțare și de la guvern. Pentru modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice la scara de bloc este necesară achiziționarea și montarea a 1695 contoare de energie termică pentru apă caldă menajeră și a 1700 pentru încălzire. Acestea se vor monta pe branșamentul imobilelor în cămine sau subsoluri cu integratorul montat pe casa scării și asigurat contra efracțiilor.